Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, și vom citi primele 8 versete, apoi vom sta înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, conștienți că doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne poate pregăti mintea ca să înțelegem, inima ca să credem, voința ca să ascultăm. Fiecare vom înălța o rugăciune tăcută în inima lui. Cu voce tare ne va conduce fratele Mircea Lucaciu, este aici la cor. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii pe când erau strânși la oaltă l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. În calendarul creștin suntem în perioada dintre înviere și înălțare. Cartea Faptele Apostolilor ne relatează ce s-a întâmplat în perioada aceea, de la învierea Domnului până la înălțare. Așa că în dimineața aceasta ne vom uita la acest paragraf și vom încerca să înțelegem de ce a rămas Domnul Iisus 40 de zile după înviere, a mai rămas pe pământ. De ce nu s-a înălțat la cer a doua zi după înviere? A treia zi după înviere? De ce nu s-a înălțat la cer după o săptămână? De ce a rămas cu ucenicii 40 de zile până când s-a înălțat la cer? Ce scop a avut această perioadă? Ce lucruri a îndeplinit Domnul Iisus în timpul celor 40 de zile? Mai întâi, intervalul acesta de 40 de zile și 40 de nopți este menționat de mai multe ori în Sfânta Scriptură. De exemplu, în Geneza, capitolul 7, versetul 12, în relatarea despre potop, ni se spune că a plouat pe pământ câte zile? 40 de zile și 40 de nopți. În Exod, capitolul 24, versetul 18, când Moise urcă pe munte ca să primească din partea lui Dumnezeu revelația cu privire la cortul întâlnirii și la lege, Moise a petrecut pe munte în prezența lui Dumnezeu câte zile? 40 de zile și 40 de nopți. Când poporul a păcătuit și s-a declanșat mânia lui Dumnezeu și era gata să vină pedeapsa, Moise a urcat iarăși pe munte ca să mijlocească pentru popor și în Deuteronom, capitolul 9, versetul 18, ni se spune că Moise a mijlocit pentru popor 40 de zile și 40 de nopți. În Numeri, capitolul 13, când Iosua trimite cele 12 iscoade ca să studieze țara făgăduinței. Cele 12 iscoade au stat în țara făgăduinței
au cercetat țara 40 de zile și 40 de nopți. În 1 Samuel, capitolul 7, versetul 16, când este relatată amenințarea pe care Goliat a adus-o poporului lui Israel, ni se spune că Goliat a batjocorit oastea lui Dumnezeu, poporul Israel, 40 de zile. Atât a fost intervalul în care a batjocorit poporul lui Dumnezeu. În 1 Împărați, capitolul 19, versetul 8, când Ilie a intrat în descurajare, ni se spune că s-a dus până la muntele lui Dumnezeu, la Horeb, și călătoria lui a durat 40 de zile și 40 de nopți. În cartea profetului Iona, capitolul 3, versetul 4, când Iona anunță judecata iminentă a lui Dumnezeu, predica lui Iona începe așa: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Matei, capitolul 4, versetul 2. După botezul lui, Domnul Iisus a fost dus în pustie și a postit, ce interval? 40 de zile și 40 de nopți. Oare ce semnificație are perioada aceasta de 40 de zile? Dacă ne uităm cu atenție la toate textele care menționează acest interval, înțelegem că este o perioadă delimitată de timp în care un anumit eveniment, un anumit aspect trebuie să fie definitivat, să fie clarificat. Când Luca menționează faptul că după înviere Domnul Iisus a mai petrecut cu ucenicii 40 de zile, ne spune că și-a luat un interval bine definit ca să clarifice cu ucenicii, să lămurească următorul lucru: că învierea lui este adevărată. 40 de zile ca să îi lămurească pe ucenici, timp de 40 de zile li s-a arătat deseori. Dar de ce trebuia să li se arate deseori? De ce 40 de zile? Pentru că este intervalul stabilit de Dumnezeu pentru anumite evenimente care trebuiesc bine clarificate, definitivate, și în timpul celor 40 de zile, realitatea învierii Domnului Iisus Hristos este bine cimentată în mintea, în inima ucenicilor. După 40 de zile, în care Domnul i s-a arătat deseori, ucenicii nu mai au nicio îndoială că Domnul este viu cu adevărat. Dar de ce trebuia să îi lămurească? Învierea Domnului este un punct crucial de cotitură în relația omului cu Dumnezeu, și acest punct crucial de cotitură este ilustrat în relația Domnului Iisus cu ucenicii. De când i-a chemat ca să îi fie ucenici, să fie ucenicii Domnului, prezența Domnului Iisus și relația ucenicilor cu Domnul Iisus a fost bazată pe prezența fizică vizibilă a Domnului. 3 ani și jumătate, relația lor cu Hristos a bizuit pe prezența fizică vizibilă a Domnului. Moartea Domnului Iisus a pus capăt acestei relații. Când Domnul Iisus a fost răstignit, când a fost îngropat, prezența fizică vizibilă a Domnului Iisus Hristos a încetat. Învierea Domnului inaugurează o nouă formă, o nouă etapă a relației. Prezența invizibilă a Domnului Iisus cu ucenicii. După înviere se schimbă paradigma. Până la moartea lui a fost o prezență fizică reală.
După înviere se inaugurează prezența spirituală, reală, dar nevăzută. Care dintre cele două forme de prezență este mai adevărată? Prezența fizică vizibilă sau prezența spirituală invizibilă? Care prezență este mai reală? Ce ziceți? Tare. Amândouă. Numai că pentru ucenici lucrurile n-au fost chiar atât de simple. Ucenicii au trebuit să învețe că prezența nevăzută a Domnului este reală. De aceea, timp de 40 de zile, după înviere, Domnul s-a arătat și a dispărut. Apărea din nevăzut, era vizibil, vorbea cu ucenicii, le dădea dovezi că este El și apoi dispărea nevăzut. În cele 40 de zile, Domnul Iisus nu s-a jucat de avați ascunselea cu ucenicii. În cele 40 de zile, arătările Domnului și disparițiile Lui a trebuit să-i pregătească pe ucenici să înțeleagă că Domnul este prezent și dacă nu-L văd. Că este la fel de reală prezența Lui când îl văd și când nu-l văd. Dar această convingere a ucenicilor a avut nevoie de timp. Așa că timp de 40 de zile a luat Domnul Iisus intervalul acesta ca să-i ajute pe ucenici să înțeleagă că de acum încolo prezența Lui este la fel de reală când nu-L văd. Concluzia acestei treceri este trasă de Domnul Iisus când vorbește cu Toma. Și spune: Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Adică, Toma, tu ai avut nevoie de o perioadă de trecere de la credința în Hristos cel văzut la credința în Hristos cel nevăzut. Ferice de aceia care cred că El este prezent și atunci când nu-L văd. Întrebare. Crezi că este prezent în mijlocul nostru aici? Ne-a făgăduit. Ori de câte ori doi sau trei se adună în numele Meu, spune Domnul Iisus, Eu voi fi prezent în mijlocul lor. Crezi că este prezent aici? Întrebare. Dacă ar fi prezent fizic vizibil, ce ai schimba în comportamentul tău? Dacă ar fi prezent în mod vizibil, ce ai schimba în comportamentul tău? Dacă ceva s-ar schimba înspre mai bine, înspre mai cu decență, mai cu evlavie, mai cu sfială, mai cu inima frântă înaintea Lui. Încă suntem în faza în care prezența Lui nevăzută ni se pare că nu e atât de reală și atât de importantă ca prezența văzută. 40 de zile Domnul Iisus a lucrat cu ucenicii să-i ajute să înțeleagă că fie că îl văd, fie că nu-l văd, El este Domnul domnilor. Este Împăratul împăraților, care toată autoritatea în cer și pe pământ. Că vede totul, cunoaște totul, că este Dumnezeul care poate face toate lucrurile. 40 de zile. Acum, ca să-i convingă de faptul că prezența Lui nevăzută este reală, a trebuit să-i convingă mai întâi că învierea Lui este reală. Pentru că, după înviere, ucenicii au avut mari dificultăți să creadă că Domnul cel înviat este real
și este El. Întoarceți, vă rog, la Matei, capitolul 28, versetul 17. Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 17. Cei 11, versetul 16, cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, la muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii, ce-au făcut unii? S-au îndoit. Ce înseamnă că s-au îndoit? Este El sau nu este El? Este El sau nu El? Este El cu adevărat? S-au îndoit de faptul că prezența Lui după înviere este reală. E adevărată. Evanghelia după Marcu, la capitolul 16. Întoarceți, vă rog, în Scriptură, la Marcu, la capitolul 16. Versetul 17. Versetul 11. Când au auzit ei că El este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. E vorba de Maria Magdalena. Maria l-a văzut pe Domnul Iisus și s-a dus să le spună celorlalți ucenici. Când au auzit ei ce le spune Maria, Biblia spune, versetul 11, că n-au crezut-o. Versetul 13. După ce 12 Emaus se întâlnesc cu Domnul, aceștia s-au dus de au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. N-au crezut că este viu cu adevărat. Versetul 14. În sfârșit s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința lor. I-a mustrat pentru că n-au crezut că este viu cu adevărat. Acum învierea Domnului și arătările Lui, prezența Lui în felul acesta, într-o altă formă de realitate, a fost greu de priceput, greu de acceptat pentru ucenici. Evanghelia după Luca, la capitolul 24. Evanghelia după Luca, la capitolul 24. Versetul 11. Citim și versetele 9 și 10 ca să înțelegem contextul. La întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți apostoli. Cele ce au spus aceste lucruri, apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme, povești și nu le credeau. N-au putut crede că El este viu. Versetele 21 la 22. Când cei doi sunt spre Emaus și Domnul îi întreabă ce vorbe sunt astea între voi, ei spun, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au împlinit aceste lucruri, s-au întâmplat aceste lucruri, ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire pentru că ele s-au dus la mormânt dis de dimineață și nu l-au găsit, nu i-au găsit trupul. Și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri. Adică au avut vedenii. Au avut o vedenie, dar n-a fost o realitate. Au văzut ceva, dar nu este o realitate. Capitolul 24, versetul 37. Pe când vorbeau astfel, Iisus însuși a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd o stafie, un duh. Adică ceea ce văd încă nu poate fi procesat de mintea lor, din punct de vedere cognitiv, intelectual. Încă nu pot pricepe
că cel care a murit este viu și este real. Văd ceva, aud ceva, este ceva prezent acolo și ce își explică ei? Este o stafie. Este un duh. Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Ioan, capitolul 20. Toma zice, geamăn, unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Toma spune, eu nu pot crede așa ceva. Am nevoie de dovezi suplimentare. Am nevoie de dovezi speciale. Și acum, Faptele Apostolilor spune, după patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi. A luat 40 de zile ca să le prezinte dovezi că este El și că învierea este adevărată. Pentru că numai dacă învierea Lui este adevărată, atunci prezența Lui nevăzută este adevărată. Dacă învierea nu e adevărată, atunci nu are cum să fie prezent. Dar dacă a înviat cu adevărat, atunci intră într-o altă formă de relație cu ucenicii și cu toți cei care sunt ucenicii Lui de-a lungul secolilor. Așa că Domnul Iisus a luat 40 de zile și 40 de nopți să-i pregătească din punct de vedere mental, cognitiv, să înțeleagă că a înviat cu adevărat și că este prezent când nu se vede. Numai că Domnul Iisus nu se oprește aici, ci mai face cu ei un pas mai departe, pentru că ucenicii au nevoie să facă legătura între ceea ce s-a întâmplat cu moartea și învierea Lui, cu arătările Lui, cu prezența Lui nevăzută, au nevoie să facă legătura cu Scriptura. Să înțeleagă că tot ceea ce se întâmplă este în acord cu Scriptura. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Luca, la capitolul 24. Evanghelia după Luca, 24. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Acum, realitatea învierii, realitatea prezenței Domnului este în armonie cu Scriptura. Și Domnul Iisus spune, trebuie să înțelegeți Scripturile ca să puteți crede ceea ce se întâmplă. Credința voastră este bazată pe ceea ce afirmă Scripturile și pe realitatea împlinirii Scripturilor. Capitolul 24, versetele 45-46. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuiască să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Așa este scris, așa trebuia să se împlinească și ceea ce vedeți voi și experimentați este în acord cu Scripturile. De ce este important acest aspect? Pentru că după înviere, Domnul Iisus face legătura între ceea ce s-a rupt atunci când omul a căzut în păcat. Când omul a căzut în păcat, s-a produs o ruptură între cuvinte și realitate. S-a produs o fractură între cuvinte și realitate. În ce sens? Domnul Iisus a spus primilor oameni, în ziua în care veți mânca din el, veți muri negreșit. Diavolul a venit și a spus, între cuvinte și realitate e prăpastie.
Cuvintele acestea n-au acoperire în realitate. Nu e adevărat. Cuvintele acestea nu sunt reale. Și când primii oameni au acceptat să creadă minciuna diavolului, să creadă că atunci când Dumnezeu spune un cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu nu este bazat pe o realitate absolută, definitivă, nemișcătoare, neschimbătoare. Știți ce înseamnă minciună? Discrepanță între vorbă și realitate. Minciună înseamnă ceea ce spui nu are acoperire în realitate. De exemplu, dacă copilul tău a făcut o boacănă la școală, vine acasă și îl întreb: la școală totul a fost bine astăzi, totul, n-ai făcut nimic? Se uită în ochii tăi și zice nu. Care e problema? Între vorbele lui și realitate este o prăpastie. De la căderea în păcat, noi trăim cu această boală, cu această prăpastie între vorbe și realitate și faptă. Și când ajungem în situații în care am vrea să convingem pe cineva că vorbele noastre sunt reale, se bizuie pe realitate și tot ceea ce spunem e real, apelăm la următoarea dovadă, următorul argument. Pe cuvântul meu de... ce fel de cuvânt? De onoare. Ce înseamnă cuvânt de onoare? Adică te poți bizui că ceea ce spun eu este bazat pe realitate. Cuvântul de onoare înseamnă eu îmi pun onoarea mea în joc. Dacă ceea ce spun eu nu este acoperit de realitate, eu sunt un om care nu mai are onoare. Mi-am pierdut demnitatea, onoarea. Ei, ce s-a întâmplat la cădere? Diavolul a vrut să fure din mintea omului onoarea lui Dumnezeu. Să spună: Dumnezeu nu are onoare. Nu te poți bizui pe cuvântul lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus lucrează cu ucenicii după înviere, 40 de zile și 40 de nopți, lucrează ca să-i aducă la punctul la care să înțeleagă că tot ceea ce spune Dumnezeu este real. Slăvit să fie Dumnezeu! Pentru că orice cuvânt al lui Dumnezeu corespunde întru totului, totului, tot cu realitatea. Între cuvintele lui Dumnezeu și faptele lui Dumnezeu este o relație desăvârșită. De aceea Domnul Iisus îi aduce pe ucenici la punctul la care să înțeleagă că tot ce a spus Dumnezeu în Scriptură, că tot ce afirmă Dumnezeu în Scriptură este acoperit de realitate 100%. Dar de ce? De ce avem nevoie de asta? Pentru următorul fapt. Că atunci când Domnul Iisus a plecat dintre ei, a spus: vă las cuvintele mele. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi, cuvintele mele. Când Domnul Iisus a plecat, ne-a lăsat cuvântul lui, ne-a lăsat cuvântul Scripturii. Și cuvântul Scripturii este cel care ne asigură de realitatea reală. Și trebuia vindecată această ruptură. De aceea, atunci când credința noastră este credință adevărată sau credință mântuitoare, seria de predici a fratelui Doru, credința mântuitoare este credința bazată în totului, totului, tot pe Scriptură. Pentru că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu care însoțește realitatea și când Dumnezeu spune ceva, este da și amin. De aceea, când Epistola către Evrei definește credința, spune: și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Acum Domnul Iisus urma să dispară vizibil, dar să fie prezent vizibil, invizibil.
Și ucenicii urmau să aibă credință pe baza Scripturii, pe baza cuvintelor lui. Dar mai e un aspect. Ucenicii trebuiau să ajungă la punctul la care cuvintele lor să fie bazate pe realitate absolută. Pentru că misiunea lor, și voi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Acum cuvântul lor va fi cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lor va fi cuvântul pe care l-a sădit Domnul în mintea lor când le-a luminat mintea să înțeleagă Scripturile. Și când ei se vor duce mai departe, ei vor mărturisi moartea și învierea Domnului. Și Apostolul Pavel spune, esența Evangheliei este aceasta. Hristos a murit după Scripturi și a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Credința apostolică este credința bazată pe cuvântul Scripturii. Și Domnul Iisus a trebuit să facă această lucrare în mintea lor, în sufletul lor, pentru ca apoi prin ei să vină de-a lungul veacurilor până la noi. Și acum, suntem în faza în care ajungem la creștinismul folcloric. Știți ce înseamnă creștinismul folcloric? Creștinismul după ureche. Creștinismul în care cred eu așa ce mi se năzare mie. Cred eu așa ce aud de la unii de la alții. Creștinismul acela folcloric este nisip mișcător. Este cază zidită pe nisip. Creștinismul adevărat este creștinismul biblic. Le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile și i-a spus așa este scris și așa trebuia să se întâmple. Și ucenicii înțeleg. Și devin martori ai ceea ce a făcut Dumnezeu, devin martori a harului mântuirii în moartea și învierea Domnului și se duc până la marginile pământului să vestească Evanghelia mântuirii. Dar mai e un aspect. Spune evanghelistul Luca în Faptele Apostolilor că în timpul acestor 40 de zile, când li s-a arătat deseori, i-a convins că este viu, i-a convins că este prezent și că nu-l văd, i-a convins că Scriptura este adevărată, a mai trebuit să corecteze ceva. Să-i ajute să înțeleagă corect împărăția lui Dumnezeu, vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu, ucenicii au o întrebare. Care e întrebarea ucenicilor? Care e întrebarea ucenicilor? Versetul 6. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așez din nou ce anume? Împărăția lui Israel. Observați diferența. Domnul vorbește cu ei despre împărăția lui Dumnezeu și ei, mintea lor este blocată pe împărăția lui Israel. Și au curiozități. Doamne, vrem să ne spui cum o să fie cu toate aceste aspecte pe care le așteptăm noi. Sunt curiozități pe care le-au avut ucenicii și când au fost pe muntele măslinilor și când s-au uitat la templu și l-au întrebat pe Domnul când vor fi toate acestea. Curiozități cu privire la ceea ce se va întâmpla la sfârșit. De ce nu răspunde Domnul la curiozități? De ce nu răspunde Domnul la curiozități? Când ei întreabă, Doamne, în vremea aceasta e de gând, știți ce răspunde Domnul? Asta nu este responsabilitatea voastră. Astea nu sunt lucrurile care vă sunt vouă încredințate. Lucrurile acestea sunt sub autoritatea lui Dumnezeu. Pe acestea le gestionează Dumnezeu. Acum, avem și noi această ispită pe care au avut-o ucenicii. Am vrea să administrăm noi lucrurile pe care le administrează Dumnezeu. Am vrea să devenim noi
cumva managerii lucrurilor care sunt sub autoritatea lui Dumnezeu și sunt în responsabilitatea lui. Probabil că vă uitați la tot felul de mesaje pe internet, pentru că acum este plină lumea de mesaje, și veți vedea o serie de oameni care sunt preocupați să ne stabilească, să ne spună care este foaia de parcurs a venirii Domnului și a sfârșitului lumei. Ați văzut? Acum, când îi vedeți pe toți acești oameni care vor să administreze ei lucrurile care sunt sub responsabilitatea lui Dumnezeu, se ocupă de lucruri care nu sunt în responsabilitatea lor. Ba mai mult, unii vor acum să ne spună și cine sunt cei aleși și cine nu sunt cei aleși. Și să se ocupe de lucrurile care sunt ale lui Dumnezeu în ceea ce privește suveranitatea lui, și vor să ne pună în față administrarea lucrurilor tainice a lui Dumnezeu în subordinea lor. Dumnezeu nu ne răspunde la curiozitățile acestea, că nu le-a încredințat nouă. Dumnezeu ne-a încredințat nouă lucrurile și acelea sunt responsabilitatea noastră. Și acum vrea să-i învețe pe ucenici că responsabilitatea lor este cea încredințată de Dumnezeu și le corectează înțelegerea lor cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Care era gândirea lor? Mai întâi, ucenicii așteptau ca împărăția lui Dumnezeu să fie instaurată dintr-o dată, în toată plinătatea ei. Și Domnul Iisus le spune nu așa. Împărăția lui Dumnezeu este instaurată în mod progresiv. Este împărăția lui Dumnezeu care începe ca un bob de muștar și crește și crește și ajunge de umple tot pământul. Împărăția lui Dumnezeu merge progresiv. Nu este dintr-o dată. Când atunci în suveranitatea lui Dumnezeu, la sfârșitul vremurilor, Dumnezeu va aduce împărăția lui în plinătatea ei, Biblia spune, atunci ca fulgerul care se vede de la răsărit până la apus. Atunci orice ochi îl vor vedea și cei ce l-au străpuns. Dar până atunci, împărăția lui Dumnezeu se duce cu fiecare suflet care se întoarce la Hristos Domnul. Cu fiecare om care aude Evanghelia și o crede și se întoarce la Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu se extinde. A doua problemă pe care aveau ucenicii. Credeau că împărăția lui Dumnezeu este politică, este o împărăție omenească în sistem politic. Acum ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Domnul îi spune, împărăția mea este spirituală. Nu este o împărăție politică, este o împărăție spirituală. Când Pilat îl întreabă dacă este împărat, Domnul spune, da, sunt împărat. Dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi din lumea aceasta, atunci supușii mei s-ar lupta pentru mine ca să purtăm bătălia politică. Dar împărăția lui Dumnezeu este o împărăție spirituală care începe prin această întoarcere noastră la Dumnezeu în duh și adevăr. Este o împărăție peste sufletele, peste mințile, peste inimile oamenilor, care schimbă gândirea, schimbă comportamentul, și pe măsură ce intrăm în această realitate a împărăției lui Dumnezeu, El este Domnul și Mântuitorul nostru. La ora actuală, împărăția lui Dumnezeu nu este doar pentru Israel. Ei au crezut că este doar împărăția lui Israel. Și Domnul spune, împărăția lui Dumnezeu este pentru toate popoarele. De aceea, voi veți fi martori și veți duce Evanghelia împărăției lui Dumnezeu în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la... Până unde? Până la noi. Știți că noi suntem la marginile pământului. Deci, de acolo, Evanghelia s-a dus până la marginile pământului. Nu este doar pentru Israel, este pentru toate popoarele. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu vor fi oameni de orice limbă, de orice semânție, din orice neam, din orice norod, și vor cânta și vor spune, vrednic este mielul care a fost jungat să primească lauda, cinstea, puterea și bogăția. Pentru că prin sângele lui a câștigat oameni din orice limba lui să fie slava. Ucenicii trebuiau să înțeleagă că împărăția lui Dumnezeu merge în această gândire, în acest plan, în acest proiect dumnezeiesc, pentru toate popoarele lumii. Și mai trebuiau să înțeleagă ceva.
Împărăția o conduce Dumnezeu, nu o conducem noi. Împărăția o conduce Dumnezeu, nu o conducem noi. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Lui. Așa că Dumnezeu își face partea Lui cu modul în care duce împărăția, dar care e partea noastră? Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Ce înseamnă martor? Câți dintre dumneavoastră ați fost vreodată chemați ca martor în vreun proces? E cineva? Mulțumesc. Care e slujba martorului? Care e slujba martorului? Care? Să stabilească și să certifice adevărul. Slujba martorului este să stabilească, să certifice, să dovedească adevărul. Și acum ucenicii au această misiune să stabilească adevărul. Care adevăr? Că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi, că s-a înălțat la cer și mijlocește pentru noi și oricine crede în El nu pierde, ci are viață veșnică. Pentru că nu este sub cer un alt nume, dar oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât numele Iisus Hristos. Și slujba lor este acum să depună mărturia. Numai că martor mai înseamnă ceva. Știți că nu e ușor să fii martor într-o lume ostilă? Nu-i ușor să fii martor într-o lume ostilă. De ce? Pentru că dușmanul vrea să atace martorii. Dușmanul vrea să discrediteze martorii. Dușmanul vrea să facă martorul să-și piardă mărturia. Și când martorul nu mai are mărturie, când s-a discreditat, mărturia lui nu mai are putere. Domnul spune, voi veți fi martori, dar nu în putere omenească, ci în putere dumnezeiască. Mărturia aceasta pe care o avem este una care este pecetluită și este dinamizată și este supravegheată de lucrarea suverană a Duhului lui Dumnezeu. Și mai avem puțin și vom sărbători coborârea Duhului Sfânt. Joi seara sărbătorim înălțarea Domnului. Se împlinesc 40 de zile și a terminat lucrarea. Cineva a dat drumul la imaginație și și-a imaginat momentul în care Domnul Iisus, la sfârșitul celor 40 de zile, a ajuns în cer. Și conform Scripturii, ne spune Apostolul Petru că îngerii au o curiozitate, sunt preocupați de ceva. Știți care e preocuparea îngerilor? Să vadă cum își duce Dumnezeu împărăția cu privire la mântuirea oamenilor. Îngerii sunt curioși că ei nu știu tot planul lui Dumnezeu, îngerii nu sunt atotștiutori. Și îngerii, sfinții lui Dumnezeu, doresc să vadă, se uită să vadă cum duce Dumnezeu istoria mântuirii. Și atunci cineva a dat drumul la imaginație și a zis, Domnul Iisus a ajuns și tot cerul, miile și miliardele de îngeri, erau în sărbătoare. Se întoarce Fiul lui Dumnezeu biruitor de pe pământ. A biruit moartea, a biruit păcatul, a biruit iadul. Și se întoarce acum biruitor pentru că a făurit o mântuire așa de mare. Și se întoarce biruitor în glorie. Și în sărbătoarea aceea, îngerul Gavril, care a fost mesagerul cerului pentru începutul Evangheliei, nașterea Mântuitorului, l-a întrebat, Doamne, ai făurit mântuirea, dar când ai plecat de pe pământ la cer, numai un număr mic de oameni au crezut Evanghelia Mântuirii, au crezut în moartea și în învierea ta pentru păcatele lor. Marea majoritate a pământului n-a auzit și n-a crezut. Cum se va duce mântuirea aceasta până la marginile pământului? Care-i planul tău? Și Domnul i-a spus, lucrarea aceasta am încredințat-o ucenicilor mei. E lucrarea lor să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Și îngerul Gavril a spus, Doamne, dar sunt așa de slabi, sunt așa de vulnerabili, sunt
numai 11 și cu al 12-lea care a fost adăugat pentru că unul s-a pierdut, fiul pierzării. Domne, dacă l-ai încredințat lucrarea acestor oameni, acestui grup atât de vulnerabil, ce se întâmplă dacă ei falimentează? Ce plan mai ai dacă falimentează ei? Și Domnul le-ar fi spus, nu mai am niciun alt plan. Acesta este singurul plan. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Înțelegeți cât de mult se bizuie Dumnezeu pe tine și pe mine? Înțelegeți ce încredere și-a pus Mântuitorul în mine și în tine? Că ne-a încredințat această taină dumnezeiască a mântuirii. Ne-a încredințat această lucrare extraordinară. Oare în dreptul meu a falimentat? În dreptul tău a falimentat? Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Dacă ne uităm la noi și ne vedem falimentul, dacă ne vedem necredința noastră și îndepărtarea noastră de Scripturi, dacă ne vedem prinși în tot felul de preocupări ale lumii acesteia și nu suntem preocupați de mântuirea celor din preajma noastră, s-ar putea să ne ajungi niciodată până la marginile pământului, dar fiecare am ajuns la noi acasă. Acela e Ierusalimul nostru. Avem rudeniile, avem vecinii, avem cunoscuții. Oare am falimentat? A luat atunci 40 de zile ca să îi așeze pe ucenici într-o stare, într-o realitate, într-o înțelegere, într-o dedicare, peste care vine apoi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și împlinește planul lui Dumnezeu. E Mântuitorul care s-a uitat la un falimentar ca Petru și l-a ridicat de acolo. E Mântuitorul care s-a uitat la un necredincios ca Toma și i-a vindecat necredința. E Mântuitorul care s-a uitat la ceilalți care au crezut că sunt povești și i-a convins de realitate. I-a însoțit cu puterea Lui și cu protecția Lui și ei s-au dus și au împlinit porunca Domnului și au plătit mărturia lor, unii cu prețul vieții lor, alții cu suferință, cu credincioșie, cu jertfă. Ce se întâmplă oare în dreptul meu și în dreptul tău? Stăm în câteva minute de rugăciune personală și ne întrebăm dacă ne întoarcem la listele de rugăciune, la cei pentru care ne-am rugat și listă pe care am abandonat-o. Ni s-a părut că a trecut prea multă vreme și Dumnezeu încă nu ne-a răspuns, că nu mai are rost. Am fost prinși de alte lucruri și de alte priorități. Îi cerem iertare și cerem ajutor să ne întoarcem la ceea ce este responsabilitatea noastră de a fi martori. Timpul de rugăciune. Fratele Doru ne-a dus în Evrei și
și ne-a spus că avem intrare slobodă la tronul Harului, ca să căpătăm har în vreme de nevoie. Pentru că avem un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre. O, Doamne, lasă harul Tău peste Biserica Emanuel. Lasă harul Tău peste fiecare copil al Tău de aici. Doamne, mărturisim că avem nevoie de intervenția Ta specială, ca să aprinzi iarăși dragostea pentru slava numelui Tău și mântuirea altora. Avem nevoie, Doamne, să ne dai iertarea Ta pentru că ne-a prins nepăsarea, lâncezeala. Avem nevoie, Doamne, să aprinzi în Biserica Emanuel pasiunea pentru slava Ta și mântuirea oamenilor. Doamne, Te rugăm, cercetează inimile noastre, cercetează casele noastre, cercetează listele noastre de rugăciune, cercetează umblarea noastră, prioritățile noastre. Iartă-ne, Doamne, că ne-am făcut scop din lucrurile de pe pământ ca și când pământul ar fi destinația noastră finală. Te rugăm, îndreaptă-ne ochii spre cer. În vremea de acum, Doamne, încă mai este deschisă ușa pentru Evanghelie. Te rugăm, folosește credincioșii Bisericii Emanuel pentru mântuirea celor din Oradea. Cercetează vecinii casei de rugăciune. Cercetează vecinii noștri. În ziua aceasta, Doamne, cercetează toată națiunea română. E vremea în care oamenii își pun speranțele în oameni. Doamne, Tu ești nădejdea marginilor îndepărtate ale pământului și mării. Ajută poporul român să-și ridice ochii spre cer. Și Te rugăm din cer, adu răspuns la nevoile poporului nostru. Dar e nevoie, Doamne, de vreme de trezire, de pocăință. E vreme de întoarcere la cuvânt, la rugăciune, la post. E vreme de îndreptarea căilor noastre. Doamne, Te rugăm în puterea Ta. Ascultă-ne și lucrează. Primește, Doamne, pocăința noastră. Și nu lăsa să fie un foc de paie, ci Te rugăm să pui în noi perseverență. Te rugăm, Doamne, să ne ajut să nu Te dezamăgim. Și în ziua când Te vom vedea față în față, să nu venim cu mâna goală. Ajută-ne, Doamne, să avem seceriș bogat în suflete mântuite. Și încă o dată Te rugăm, mântuiește pe cei din casele noastre. Te rugăm pentru cei care s-au îndepărtat de Tine și au căzut. Doamne, Te rugăm, întoarce-i acasă. Te rugăm pentru cei nepăsători, Doamne, cercetează-i și aprinde iarăși pasiunea și focul. Și Te rugăm să faci ca slava Ta să umple casa aceasta de rugăciune. Te rugăm toate acestea în numele Domnului Iisus. Și prin Duhul Sfânt, ascultă-ne.